să nu creadă telespectatorii că l-am lăsat pe domnul Dragnea, că nu l-am lăsat. Păi mai am aici. Nu, revenim, deci nu este nicio problemă. Am aici, dacă numai dacă spunem despre fiecare rând în parte, plânge cât $1,000,000 în fiecare rând după pagina asta, domnul Diaconescu. Uitați-vă cum arată. Deci kilometri și milioane de euro pe care le-a făcut băiatul ăsta cu mișcuci ăsta. Dragnea cu mișcuci. Milioanele de euro din Consiliul Județean s-au dus la ei în buzunar. Revenim în direct. L-ați văzut așadar bucurându-se pe Mircea Joana în teribila noapte după care au apărut și bancul. Ce n-am putea spune și despre domnul Dragnea, care nu era cât de bucuros. Domnul Dragnea era, nu știa dacă să se bucure sau să se întristeze. Acum n-am înțeles, nu era bucuros pentru că domnul Dragnea știa rezultatul real sau nu era bucuros pentru că nu i-ar fi convenit să câștige domnul Joana? Bravo, cred că îi convenea mai mult să câștige Băsescu, ceea ce s-a și întâmplat, fiindcă o să vedeți amănunte halucinante trimitere statului nostru despre cea mai mare investiție pe care statul român o pregătea și o pregătește încă prin hidroelectrica. O investiție de 1 miliard de euro, care se va face tot în Teleorman, dar cu niște condiții. Mă rog, Liviu Dragnea a pus condiție, ca și cum el ar fi șeful lui Traian Băsescu, să se facă prin firma domnului Teldrum, prietenului său de școală. La schimb, pe care Traian nu-l Băsescu, cunoaște. Dar la schimb, Traian Băsescu a cerut degradarea lui Mihai David din fruntea hidroelectrică, ceea ce s-a și produs. Mihai David, trebuie să știți, a fost propus de Viorel Hrebenciuc atunci când PSD-ul era la putere cu PDL-ul, adică acum vreun an, doi. Dacă mai țineți minte, era o alianță care guverna Sara, sub președintele Traian Băsescu era un guvern PSD cu plus PDL și atunci șeful Hidroelectrica a fost degradat ca vicepreședinte la Hidroelectrica cu condiția ca, într-adevăr, investiția să se facă de către firma lui Liviu Dragnea. Deci e cumplit ce se întâmplă în România. Traian Băsescu mână în mână cu liderul PSD, dacă putem spune așa, cu Liviu Dragnea. Îl vedeți, cum spune doamna Angheluș, imediat între umărul lui Mircea Joana și a Mihaela Joana. Uite, acum mai Liviu Dragnea între ei. E o figură foarte încruntată. Da. E într-adevăr supărat. E foarte supărat, e singurul. Toată lumea e veselă. Da, toată lumea râde, cântă și dansează. El e singurul care e încruntat. E încruntat și se uită spre televizoare. Ei, cred că priveau monitoarele și nu prea-i convine ce vede, într-adevăr. Deja aici, domnul Joana numără secundele. De pe rândurile 3-4 și aia-s bucuroși. Ia. Poate aici domnul Joana deja numără secundele până la primirea mandatului. Da, asta e bine. Un teatru aiurea trebuie să înțeleagă telesatorii, oamenii ăștia știau rezultatele oricum, adică ale sunt ale exit poll-urilor cu vreo oră, două înainte. Uitați-l ce sincer e aici, ce da. Frumos se bucură. Mircea Joana se bucură, dar Liviu Dragnea acum se vede în fața dacă... O să o vedeți, e mai nici acum nu zâmbește. Uitați-l acum. Da, domnule, uite, e trist și acum, incredibil. Uite, domnule, ce a observat doamna Anghilu și am crezut că e trist la sfârșit de tot, dar uite, el nici acum nu se bucură. În timp ce toată lumea se bucură, e într-un extaz. Uite și pe doamna Joana, și doamna Joana râde, fata aceea din dreapta râde și ea, uite, eu tot și cei din spate se bucură. Fata aceea este fata domnului Joana. Domnul, vreun decis ceva în familie în zilele alea, cine știe, uite, da, într-adevăr, e trist. Incredibil. Trebuie să bunei la ceva și imaginea asta. Domnule Diaconescu, mă ajutați, îmi împrospătați memoria. Cum i-a spus, ce apelativ a folosit domnul Iliescu la adresa domnului Joana? I-a zis prostănac, nu cred că nu știți. Dar a greșit domnul Iliescu, nu. Domnul Joana nu e prostănac. Adevărul e că văzând aceste imagini... A generat bancurile alea cum era, că se culcă, că el trebuia să trăiască la Polul Nord, să prindă o noapte polară, să stea 6 luni măcar președinte. Așa a stat doar 6 ore președinte, când s-a trezit dimineața nu mai era. Dar dumneavoastră vă mai aduceți aminte de un banc care l-ați povestit unui domn? Lui Băsescu l-am povestit Studio. Băsescu și Joana pe un vapor. Cred că de-aia m-a și arestat Băsescu după vaporul aia. Vaporul se scufundă. Și care era continuarea, mai țineți minte? Cum să cine se salvează? Păi bine, erau mai mulți pe vapor. Și cine câștigă? Dar cine era mai bine, nu? Să se scufunde Joana, să se scufunde Băsescu de pe vapor, sau cine trebuia să supraviețuiască, mă rog. Și răspunsul corect era să se fi scufundat vaporul cu totul și românii ar fi fost fericiți. Adică dacă mureau și Joana și Băsescu și toți care erau pe vapor. Nu mi-a spus bancul ăsta lui Traian Băsescu? I l-am spus aici în studio. Aici în studio? Cred că atunci când a ieșit și vă mai mirați. Pe Daniel saltă-l de naibii de nenorocit. Deci, îl vrem și pe Năstase, zice cineva. O să aveți episod și cu Năstase, dar interesatorii, unii dintre ei spun de ce în primele două episoade au apărut baron de la Ciocoi de la PSD. Bine, ei nu sunt numai de la PSD. Românițulescu, de care vorbeam mai devreme, este de la PD, să înțelegem. Să rămânim problema. Ne surprinde viața. E vina noastră că Bunea stan cu Ciocoiul ăsta nesimțit, a înjurat-o pe fata aia? Nu, dar oamenii trebuie să înțeleagă că nu există nicio diferență astăzi între ei, sunt aceiași.
E vina noastră că astăzi evenimentul zilei sau programul noi prima pagină din evenimentul zilei. Și mai mult decât atâta, cu atât mai puțin putem fi bănuiți, cu cât nu noi cred că putem coordona anchetele și verificările Comisiei Europene. Practic de aici a plecat. Da, fiindcă județul ăsta e o problemă. S-ar putea pentru acest fur din Teleorman să pierdă toată România fondurile. Da, poate un miliard de euro riscăm să pierdem datorită domnului Liviu Dragnea, pentru că probleme sunt în patru județe, Ilfov, Tulcea, Buzău și Teleorman. În celelalte trei județe, exceptând Teleormanul, problemele sunt minore. Probabil s-a furat cu perdea, pe când în Teleorman problemele sunt grave și riscăm într-adevăr să pierdem aproape un miliard de euro la nivel național. Dar interesatorii postalini, știți, credem că duminică seara vom vorbi despre Buzău, fiindcă mâine este evenimentul secolului la Buzău. Presupunem că luni vom vorbi despre Dâmbovița, acolo unde Florin Popescu face ravagii și îmi spun mulți telespectatori și în general la ordinea asta am pe care n-ați doriți, noi așa la, facem. Stați să vedeți la Dâmbovița ce se întâmplă, unde Dâmbovița nu este PSD, ca să lămurim. Da, e PDL. Uită toți jurifenii și așteaptă de la dumneavoastră să le spuneți. Giurgiu, am uitat, mă iertați. Să le spuneți exact când ca să se uită. Luni sau marți. Deci luni sau marți, Giurgiu. Să afle despre mafia transpartinică. Bine, nici nu e bine să anunțăm din vreme, fiindcă se taie curentul și cablul în tot județul respectiv. Să-i luăm prin surprindere. Da. Uite, încă o informație tare, ce cineva, chiar nu se cunosc Dragnea cu Fiscu, cum îl cheamă până la urmă? Fiscuci. Dragnea cu Fiscuci, din moment ce sunt căsătoriți cu două surori. Asta nu știam. Și cum n-ați? Asta nu știam. Deci nu sunt doar vincinași? Da, eu, din ce știu, nu sunt nici măcar fin. Sunt cumnați? Din ce știu, nu sunt. Da, sunt cântăreți în aceeași orchestră. În anii de studenție, anii 84-85, dau soția domnului Dragnea, pe soția domnului Dragnea o cheamă Bombonica. Da, ne-ai auzit, nu? Ce? Nu? Nu se cunosc, dar cântăreți în aceeași formație. În anii de studenție, domnul Dragnea făcea parte din aceeași formație. Nu știu dacă vocal Dragnea sau instrumental. Dragnea cu bunea stancă pot fi în aceeași formație. Eu cred că ăștia sunt raconați. Vocal și Dragnea la raconație. Ăștia nu sunt selectați după capacitățile lor intelectuale de a face ceva în politică, ci după calitățile lor vocale. Văd că s-ar putea să fie o condiție de bază pentru a... Nu credeam că am îmbătrânit și le știam pe toate. Deci domnul Liviu Dragnea, fițat în secretar general al PSD-ului acum, da? Viitor șef de regiune, una din cele 8 regiuni și probabil viitor... Prin anii 80, dizident, cuplete, lucrând împotriva sistemului. Domne, eu mă întorc la declarația lui din evenimentul zilei de astăzi. Deci domnul viitor șef al țării, că probabil când USR va fi la putere, va fi premier, ceva. El spune, nu-l cunosc pe Fiscuci, dar el e căsătorit cu sora lui Fiscuci. Deci cum poți să mintă domnul în halul ăsta? Cu noi, că el a aprobat în ședință de Consiliu cu sora soției. În forma ceea ce spune. Da, e cu și-a cântat în aceeași formație. Și apare și tabloul de la școală. De unde ne așteptăm ca Smiley să zică cum că nu-l cunoaște pe Cerebel. Da, corect. Dar incredibil cât de mincinoși pot fi politicienii. Plus că e poza aia care îi dă de gol cu ei doi pe tabloul de onoare la școala generală. Dar ei sunt și căsătoriți cu două surori. Aha, deci sunt cumnați în felul acesta. Ziceți cât a costat asfaltarea comunei Zâmbrească? Aveți cât a costat asfaltarea? Imediat, găsim. Stați un pic, că aici e la noi totul. Avem toate datele. Cum să nu? Găsim imediat. Dar eu știu ce vreau să... Ați deschis o discuție despre hidroelectrica de la... investiția hidroelectrica de la Teleorman. E vorba de hidrocentrala care de când zice că o face nici acum nu mai... Da. Pornit. Dar știți care este dealul acolo? Este cea mai mare investiție a hidroelectrica din România. 1 miliard de euro vor fi investiți într-o centrală în Teleorman. Banii ăștia au fost moșmondiți așa, că nu știu cum să zic altfel. Au fost aranjați în așa fel încât să ajungă tot la firma domnului Dragnea, banii ăștia. Deci 1 miliard de euro, domnul Diaconescu. Vă dați seama despre ce bani vorbim? În schimbul trocului, PSD-ul are obligația să treacă prin Parlament divizarea societății hidroelectrica pentru ca baronii PDL să poată să o distrugă în voie. Eu când le-am zis telespectatorilor că am putea fi foarte bogați toți, adică și ei și toată lumea, după atâtea miliarde care au dispărut, dacă n-ar mai fi curate miliardele astea, vă dați seama cât de bogați ar fi plus românii. Și cineva, nu poți să faci nimic în plus. Și închipe cineva că un grup parlamentar poate să voteze fragmentarea unei societăți de asemenea anvergură, fără ca liderul partidului să știe?
Evident că nu. Acum și închipe cineva apropo că... de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, domnule Diaconescu, cu aceste furturi sau măcar un îndemn la a fura mai puțin, trebuie să luați notă de o declarație a domnului Dragnea după ce PSD-ul a ieșit de la guvernare, da? Deci suntem în 2008 toamna, PSD intră la guvernare cu PDL, suntem în 2009 toamna, PSD iese de la guvernare. Și ce declarație credeți că face domnul Dragnea? Dacă acești baronii locale ai PD-ului ar fura mai puțin, probabil situația, citesc din memorie aproximativ, probabil situația din România s-ar schimba în bine. Da. Asta ne spune domnul Dragnea în calitate nu de baron și în niciun caz de președinte al CGT Telorman, ci de om politic. Dacă zice el că nu-l cunoaște pe Fișcuci, pe cumnatul... Cum se să mă întorc și la mesajele telespectatorilor. Vrem și pe Năstase, spunea altcineva. O să aveți și un episod despre Năstase. Acum este momentul cineva să iasă... spune că, acela, că domnul din imagine era Hrebenciuc. Hrebenciuc e Hitler, da. Este acum momentul ca lumea să iasă în stradă. Nu se mai poate așa, ne-au ciuruit ăștia, spune Rodica, cei din București. Spuneți doar 10% din ce deține Dragnea. Au zis că sunteți, nu prea sunteți informați. Și a făcut casă și a cumpărat două străzi în centrul Alexandriei. Da, a dărâmat că... totul să-și facă o casă. Ce a dărâmat două străzi? Păi cum? Da? Păi dacă e la el acolo, totul e Dumnezeu. Și filmați din elicopter să vedeți mai bine, spune un interesator Mișu. Mai este un ciocoi al lui Dragnea, spune altcineva, se numește Pățica. Pățica există? Pățica. Apare, da? Există, da. Când veniți la Giurgiu pentru domnul Luci Iliescu? Venim cât de curând. Păi suntem acolo săptămâna viitoare. Domnul Luci Iliescu a făcut, domnilor și domnul Diaconescu, dacă vă puteți imagina, apropo de ciocoii politici, a făcut un sens giratoriu în fața primăriei. Cât aveți dumneavoastră masa asta aici de studio? Domnule, atâta e sensul giratoriu. Nu e, n-are mai mult. Și? Cât credeți că a plătit el pe sensul giratoriu din fața primăriei? Cu 10 roabe de pământ și cu 30 de cărămizi. O jumătate de milion de euro, domnule Diaconescu. O jumătate de milion de euro, domnule, a plătit pe un sens giratoriu în care a vărsat două roabe de pământ și a pus 300 de cărămizi. A ieșit ieftin. Au distrus cetul de la Giurgiu, i-au lăsat pe ea fără căldură, l-au furat, l-au tăiat, l-au nenorocit, nu l-au plătit, acum au atacat prefectura, înțeleg, sau Consiliul Județean Prefectura, a atacat în contencios administrativ contractul, oricum e o hoție acolo și o cârdășie incredibilă. Veniți pe axa Dragnea, prioteasa de la Dolj, și la Dolj, da, și primarul de la Dăbuleni, și aflați cum a fost vândut Gioană. Da, pe Gioană, săracul, l-au vândut liberal. Iar ajungem, înțeleg, la Gioană, la Dăbuleni. Păi dacă dar ce, Crin Antonescu a jucat strâmba, a jucat cu Băsescu, de fapt? Sau? Nu, Crin Antonescu, nu știu dacă Crin Antonescu, dar știu sigur că 90% din liderii PSD de la vremea aia, din spatele lui Mircea Giona, au jucat cu Traian Băsescu. Și dacă mai puneți o dată, nu filmul ăsta, filmul celălalt, să observăm, în spatele lui Mircea Giona este Liviu Dragnea, și așa cum îmi semnala domnul Florin Condurățeanu, este incredibil că toată lumea de acolo era exuberantă și Liviu Dragnea era trist și încruntat. Păi, în sensul spuselor, am văzut mai devreme, da? În sensul celor spuse de Radu, aș vrea să ne spuneți, domnule Diaconescu, ce scor electoral și dumneavoastră că a avut Radu Mazăre în 2008, când a candidat la primărie? Nu știu, cred că a câștigat din primul tur, nu? Cu vreo 70-80%. Da. Și în 2009, Mircea Gioană, cât credeți că a scos în Constanța? Ce, a pierdut tot, a? Cât a scos domnul? Da, nu mai știu, dar știu, 20%. Dar știu că a venit asta și știu că eram asta, de față. Asta, apropo de ce a spus Radu mai devreme cu această trădare a liderilor PSD. A venit Radu Mazăre la Chiselev după pierderea alegerilor, la câteva, când au făcut ei analiza, și întrebat fiind dacă a câștigat alegerile Mircea Gioană la Constanța, Radu Mazăre a răspuns râzând, le-a câștigat în Brazilia. Da. Nu, da, pentru interesatorii mai tineri care nu țin minte ce s-a întâmplat la ultimele alegeri, după primul tur, Gioană era în fața lui Traian Băsescu și lui Gioană i s-a alăturat Crin Antonescu pentru turul 2. Deci nici nu mai exista vreo problemă. Gioană trebuia să câștige cu 70-30. I-a bătut pe amândoi. Ceva s-a întâmplat. Ori Crin Antonescu n-a fost ascultat de niciun liberal din țară, ori liberalii s-au dus buluc să voteze. Probabil că n-a fost ascultat de o parte din liberali și probabil că la rândul lor o parte din PSD-iști. Cu alte cuvinte, data trecută a fost USL-ul în turul 2 la președinție. A fost un USL clar, Crin plus Joană, cum va fi Crin plus Ponta. Și cu toate astea, Dabi au luat 49%, mă rog, pentru Mircea Joană, 48, ceva. Revenind la mesaj, ăștia fură de rup pământul și polițiștilor le iau 500 de ron din salariu. Credeți că pentru 1000 merită să-mi risc viața? Zice cineva de la Calea Severin, care zice că se fură și la Calea Severin. O să, da, pentru și salariul care l-au avut înainte domnii polițiști, merita să calce în picioare oamenii care ieșeau să manifeste împotriva acestui regim?
Da? Deci Dumnezeu le-a copt-o. Nu, și da, le-a... totuși. Adică ne e milă de dumnealor, dar și avem compasiune pentru ce li se întâmplă. E incorrect ce se întâmplă și nimeni nu poate supraviețui sau nu poate trăi decent cu un astfel de salariu. Dar acel salariu îl au și medicii, îl au și profesorii, îl au și multe alte categorii sociale care, înaintea domnilor polițiști, au ieșit și au protestat. Și n-am prea văzut solidaritate sau înțelegere sau empatie din partea domnilor polițiști. Domnii polițiști au cam... aplicat cu duritate, ca să nu spun că a fost legea. De-aia și tăiat salariul, că i-a văzut că și sunt atunci, sigur, servil. Nu merită pentru atâta să-și riște viața, dar cred că nu merita nici pentru salariul anterior să-și calce în picioare concetățenii care nu făceau altceva decât să militeze pentru drepturile lor. Ștefan Marinel, primarul din Slobozia, așa-l cheamă? Prietenul lui ține soția timp de două mandate în funcție la primărie. Ciocoi mai mari cum sunt în Calea Severin nu există, special în Băile Herculane, zice un interesator de acolo. Nițulescu și Pena sunt alți mari hoți în Teleorman. Pena, ce e Pena? Nu știți de Pena. Domnul Dragnea, prieten foarte bun cu primarul Savin din Bușteni și fac afaceri în Murdarea, Nicu Codin. Păi Savin nu e de la PDL? Din Bușteni? Păi da, și nu e aceeași caracatiță mafiotă? Nu e vorba de baronia, dar PSD... USL, scuzați-mă, USL, PDL, nu despre asta discutăm, de la Primăria Capitalei până la Bunea Stancu? Drăgușin, deci Drăgușin e primarul din Alexandria, da? Da. Are ca înaintaș pe Nae Tatu și pe Florin Roșu, care au luat totul în Alexandria, pădurea, trotuarele, centralele termice. Altcineva spune, Liviu Dragnea este Frank Manson la loja Nostradamus din Alexandria, împreună cu primarul Mohanu din Turnul Măgurele, primarul Drăgușin din Alexandria, fostul prim procuror, președintele Curții de Conturi din Teleorman, etc. Liviu Dragnea are hotel și în Brazilia, împreună cu Radu Mazăre. Au păi hotel? Da, da, sunt relații foarte bune și Liviu Dragnea când se duce pe la Constanța, pe la Mamaia, că se mai duce și pe acolo, stă la hotelul ăsta al lui Radu Mazăre. E unul aproape de bariera de la intrare din... Vă rog din suflet să trimite jurnaliștii OTV urgent în județul Cluj, comuna Aiton, pentru ciocoii de aici, primarul Fagadar Nicolae, viceprimarul Stan Vasile. Trăim într-o lume coruptă. Și te constată și trebuie să coagulăm o echipă condusă de Sorin Ovidiu Bălan și să scoatem ciocoii ăștia la lumină peste tot în țară, domnul Diaconescu, că vedeți că sunt mesaje de peste tot, și de la Cluj, și de la Giurgiu, și de la Florin Bunea Popescu, PDL, președinte, Consiliul Județean Dâmbovița, mare mafios, zice un interesator. Vă rog să vă informați și despre Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova. Să ce e, PSD sau PSD? PSD, da, da, Mircea ce Cosma. Ce conduce și fură tot împreună cu soția, fiul, fica, ginerile libanez. La Dâmbovița. Și când, amanta lui, are și o amant. Când DNA-ul va termina ceea ce are în lucru la Dâmbovița, credeți-mă că acolo, cred că o garnitură întreagă va pleca spre Jilava sau știu eu unde o să-i ducă, în grup vor pleca din Dâmbovița, de la primarul Boroga până la Florin Popescu, consilierul lui și primarul din Tărtășești. Deja au fost săltați, urmează și alții. Acolo trebuie să fim atenți în perioada următoare. Dar apropo de domnul Băsescu, cum spuneați mai devreme, un prieten din Danemarca se uită și râde de noi și îmi spune, eu îl apreciez pe Băsescu, nu știu ce aveți voi cu el. El a zis să trăiți bine și asta fac, jur că l-am ascultat, am plecat în Danemarca. Da. Ce-i pasă omului și ne-a lăsat pe noi aici cu dictatura. Da, chiar se amuză de noi. Veniți în Danemarca să vedeți o viață bună. Da. Probabil o să urmăm și noi. Luați-l la purificat pe Gheorghe Nichita să vedeți ce tunuri a tras. Asta unde e? La Iași? La Iași. Ce e, PSD? Totul. PSD, da. Acolo. Vicepreședinte. Dar în țara asta condusă de PDL mai mult PSD văd la putere. Păi care, domnule, că ăștia sunt cei mai... La... Păi și PSD-ul de ce zice că, hai că lăsați-ne să venim la putere să vă arătăm noi cum o să conducem? Ei conduc deja. Păi dar vă dați seama dacă ei fură în halul ăsta și uitați-vă ce e la Teleorman când acolo încă n-au ajuns la butoane de adevăratele. Păi dacă în locul Elenei Udrea, cu care Liviu Dragnea e prieten, dar nu atât de mult, dar dacă în locul Elenei Udrea era un sclav de al lui Dragnea de la PSD, vă dați seama cam câte miliarde de euro zburau spre Teleorman. Oricum, Teleorman este unul dintre județele fruntașe la alocarea de fonduri europene în 2010 și 2009. Da, ei toți spun românilor, votați-ne pe noi USL-ul, că o să vă schimbăm viața în bine, că o să facem și o să trecem. Păi și nu fac acum, dacă acum în 20 păi ceva de județe la putere. Trei am văzut cum nu ne-a spus că trăim bine în 2004 și am ajuns de nu mai avem nici apă și returi. Da, unii deja au început să trăiască bine. Au plecat în Canada sau un alt ciocoi în devenire este primarul Alexandrei, care n-aprobă nimic fără șpagă, zice alt adresator. Bună seara tuturor. Iar o să vă pună norociți și să faceți un concediu forțat vara, adică iar o să mă aresteze pe mine. Asta e tot. Și când te gândești că azi
iar a murit un bebeluș care avea șanse să trăiască dacă era un doctor. Și tot nu se trezește lumea. Și în zona Teleorman s-a întâmplat asta? Bebelușul decedat? Că nu știi mai multe amănunte. Faceți o greșeală foarte mare. Mocea n-are nicio legătură cu Dragnea. Iar Beinur este arestat deoarece a fost reclamat de Mocea. Să nu-l omoare pe colegul dumneavoastră din Teleorman, zice cineva. Și chiar așa acum. Victor Paul Dobre, lider PNL în județul Galați, la municipiu, este un imbecil care pe vremea lui Ceaușescu era gestionar la ICRA. Deci în Galați o să urmeze în serialul nostru și Galați. Deci, telespectatorii, un ziarist din Brașov îmi spune că ar trebui să investigăm hoțiile fostului primar din Predeal, Mihai Vestea, fost independent, fost PSD, actual PDL, care a furat terenurile din zona centrală a Predealului. Incredibil. Zice un trăsător, ați greșit la titlu, USL e PSD, nu-i cu PDL. Nu tocmai, asta e surpriza mare, e USL plus PDL. Cred că a deschis televizorul un pic mai târziu, da. Și n-a înțeles. Când veți ajunge în Constanța, sunteți obligați să treceți hotarele în stațiunea lui Mazăre, în Brazilia și Vietnam. Dragnea are lucrări și în Constanța, de la Nicușor, intersecție. Nicușor așa e pureclit, dacă a dormit atunci în intersecție, Nicușor Constantinescu. Și aici veți auzi nume precum Oancea, Strutinski, Basarab. Deci Nicușor Constantinescu, care dormea și el puțin beat într-o intersecție. Cum, domne? Porecla Nicușor. Spuneți dumneavoastră că era beat. Nu? Dânsul spune că i s-a deci făcut Nicușor rău. Deci Nicușor Constantinescu a plecat de la un local, noaptea pe la 2-3, și a dormit Criță. La un semafor, la roșu. Și au venit jurnaliștii și au bătut în geam. Ori întregi n-a putut fi trezit. A venit poliția, a venit toți. Și băteau toți în geam. Dar eu am 6 noapte, am spus, domne, nu te poți plictisi în România niciodată, domne. Nu. Doamne, dublat de faptul că, repet, cei care n-au văzut ce am găsit eu aseară în componența Consiliului Județean Brăila. Era pe unul consilier PSD, îl chema Moarte. Da, pe unul consilier PDL, îl chema Mortul. Consilier PSD, pe unul consilier PDL, îl chema Boală. Da. Pe unul, nu știu, de PNL, îl chema Lepădatul. Doamne, cum e? La Teleorman o avem pe doamna Bombonica, cea care gestionează business-urile familiei Dragnea. În județul Alexandria, în spitalul județean Alexandria, se cere și pagă de la 5.000 de euro pentru un post de asistent medical. Eu sunt pățită. Doamna Catruna face ce îi spune Dragnea. Veniți și la Plosca să vedeți furturile pe care le-a făcut primarul susținut de Dragnea și Nițulescu. Mă întreb dacă există și vreun mesaj în care oamenii să spună veniți și în localitatea X, nu are importanță, da, care să vedeți că aici nu se întâmplă nimic, da, da. De genul lucrurilor pe care dumneavoastră le discutați în emisiune. Uite, noi avem asta o localitate normală. Asta e din categoria, eu cred că sunt și policieni care nu fură, dar eu încă nu i-am cunoscut. Da. În Cara Severin avem și noi un baron local, Frunză Verde Sorin. Ne-a distrus județul. Chiar nu face nimeni nimic, întreabă cei din Reșița. Au făcut cei din PDL, l-au propulsat în fruntea partidului la ultimul congres, acum 3-4 săptămâni. Fiind în echipa Blaga, a spart... Aici știți că între cele două zile, sâmbătă-duminică, exista și o noapte. Când în acea noapte... Două zile nu-i decât o noapte. Da. Când în acea noapte s-a purtat negocierea între cele două grupări. A fost noaptea cea mai lungă. Doamne, pentru ei, probabil. Da, acum venim vorba de nume ciudate, dar ce ăsta nu-i ciudat, Frunză Verde? El de altfel un tip sfătos așa, nu știu, și cum arată așa de 2 metri și de 300 de kilograme. Mai nou acum... A fost ministrul apărării, da, a fost, și probabil că va mai fi dacă merg lucrurile în felul ăsta. Mai nou acum domnul Dragnea se ocupă și cu pescuitul și cu acvacultura la Seaca. Plus balastierele din Belina. Nu mai putem să trăim. Adică ce acvacultură face? Face perle în scoici? Nu știu, e la Seaca. Crește. Sunt niște bolți care se revarsă mai ales vara, primăvara, toamna, cu plomul din Dunăre. Din Dunăre, de delta Dunării, în Teleorman. Acvacultură? Ce-i asta? Da, eu așa știam că e. Crescutul perlelor în apă. Da, plantă, putem să punem acolo la întrebare, domnul Diaconescu, ce? Dacă telespectatorii cred că Liviu Dragnea are dosare penale la DNA sau nu? Pentru că eu sunt curios să văd dacă ciocoiul ăsta de Teleorman are dosare penale sau nu. De fapt, sunt curios să văd ce spune, pentru că dosare are sigur. Urând între dosare... Vă gândiți dacă are vreunul un lucru, că așa prin septare cred că au toți, dar sunt ținute acolo până când e momentul potrivit să fie pus în lucru. Cum ar fi să ajungi ministru de interne? O afacere din 2004
Da? Liviu Dragnea este urmărit penal pentru accesare de fonduri europene într-un proiect referitor la deschiderea unui punct de control al trecerii frontierei. Valoare totală 4,5 milioane de euro, din care 3,3 milioane de euro finanțare europeană, domnul Diaconescu. Să ascultăm. În 2004? Da. A, păi și din 2004 până acum ce vă grăbiți? Nu, că nu e mult, adevărul ăsta. Ascultăm acum pe domnul Dorcea, care e din comuna natală a lui Liviu Dragnea. Bună seara! Acolo cred că aveți aur pe pereți în comuna natală. Vă dați seama, vă fiu un fel de scornicești acolo. Bună seara! Dacă nu mă înșel, acolo aveți și un stadion în lucru. Un stadion cu nocturnă care urmează să fie terminat anul acesta. Domnul Dorcea, ziceți? Nu mai pomeni numele domnului. Să nu mai spun? Diaconescu. Da? Păi de unde l-aș fi știut? Nu ia să vi l-a spus. Haideți. Mai pomeni numele. Vă e frică? Haideți să trecem anonim. Ziceți, hai. Scoteți-i numele omului, da. Nu mi-e frică, dar eu nu vreau ca să știți. Hai, lăsați, spuneți, aveți curaj, nu e nicio problemă. Vorbiți? Vreau să vă spun că faceți o confuzie. Dragnea e născut în 61. Da? Dați televizorul mai încet. Iar Fișcuci e născut în 63. Așa. Ce anume? A spus anii de naștere a lui Fișcu și a lui Dragnea. 61-63. Bun, mai departe. Așa și? Ei nu sunt cumnați. Dar? Nu sunt cumnați. Nu sunt rude? Nu-ți căsătoriți cu două surori? El s-a cunoscut pe la școala primară aici, a Izraz. Păi el zice că nu, nu-l cunoaște, că n-a auzit de Fișcuci. Cum să nu cunoască? E doia diferență între ei. Păi, normal că sunt și în tablou școlii. Dragnea este inginer, Fișcuci este subinginer. Mhm. Erau, că acum sunt mari granguri. Au terminat amândoi la Politehnică. Bun, deci se cunosc, da? Și au cântat împreună în orchestră? Așa, ce vreau să vă spun? Ascultă în televizor. Dragnea are un singur cumnat care tot aici din Izlaz, care se numește Marinaș. Ei sunt două surori care sunt din comuna Ciuvără, județul Olt. Aha. Deci de-aia e confuzia, da? Cu două surori. Și Marinaș ce? Așa, și poza care o aveți dumneavoastră acolo, imagine care a scos-o domnul de acolo, e poza lui Socrisul din județul, din comuna Ciuvără, județul Olt, vei din Telorman. Deci din Olt. A, domnul, e socru? Socru sau tatăl domnului Dragnea? Socru. Și proprietarul acestei case. Și casa unde e casa? E tatăl lui Bombonica, cel de acolo. Tatăl soției, da, lui Bombonica, așa. Da, și proprietarul acestei case. Da, care e din comuna Ciuvără, județul. Și cel care i-a împrumutat domnului Dragnea până acum 180.000 de euro. Casa aceasta, despre asta e vorba. Cine, socru, i-a împrumutat 180.000? Socru i-a împrumutat domnului Dragnea 180.000 de euro. Dar vă dați seama câte milioane are ăsta dacă i-a împrumutat 180.000 de euro lui Ginerisul? Probabil că agricultura merge bine, da, în comună. Bine, domnul anonim. Mai vreți să ne spuneți și altceva? Păi am mai multe să vă spun, dar... Da, vreau să vă spun mai multe, dar nu în seara asta, dacă e cazul. Nu în seara asta, da. Dar de ce vă temeți așa? Nu mi-e tem. Dumneavoastră îl considerați pe el un... Nu mă tem, dar vreau să vă spun că dumneavoastră aveți foarte multe confuzii aici. Da, ce spuneți aici? Dar... Este cu hidrocentrala. Hidrocentrala de un miliard nu este hidrocentrala din județul Telorman, este din județul Cluj. Nu, stați, aia e alta. Că și la Cluj trebuia dat ceva. La Telorman se face decât una aici la Izraz, care așa este pe planul 2, la cei de la hidroelectrica. Dar comuna dumneavoastră cum arată? Se trăiește bine în comună, nu? Comuna noastră este 80% pesetistă. Știu, dar zic, se trăiește bine, aveți nivel de trai ridicat, pensii mari, nu? Salarii bune. Este un nivel extraordinar de scăzut. De scăzut? Păi, dar nici în comuna lui n-a făcut și el o viață mai bună a oamenilor. Dar bineînțeles, credeți că așa... Da. Bine, domnule. Dumneavoastră a fost ziua Izrazului, a fost și Dragnea aici. Auziți, domnule? De primarii ăștia de la PDL... Da. De la primarii ăștia de la PDL pe care Dragnea i-a luat cu jeapca... Pe care Nițulescu, scuzați-mă, i-a luat cu jeapca, ați auzit ceva? Eu știu numai cum a ajuns Dragnea, președinte Consiliului Județean, că a cumpărat voturile. Cum a ajuns? Păi cum a ajuns? A luat PRM-ul, a câștigat PRM-ul și a cumpărat de la PRM-ul câte 2-3 miliarde de lei.
Dar despre faptul că a forțat 14 primari cu dosare la DNA Nițulescu, n-ați auzit nimic? Să dumne, că știe și domnul de cumpărarea voturilor. Stați puțin, cu Nițulescu, altă problemă cu Nițulescu. Cu ce problemă, ziceți? Toată lumea are o problemă, numai DNA-ul nu are nicio problemă. Primarul de la Izaz are dosar penal. Da. Treaba e clară, dacă știe tot satul, până și satul lui natal știe că s-au cumpărat voturile. Dar aceste dosare sunt la procuratură, la Turnu. Păi domnul și aia de la PRM, de ce au vândut, domne, voturile? Păi ce să vândă, cum domnule? Cum a rămas cu iubirea de țară cu 4 ce să vândă, domne, cărțile cu autografele lui Vadim, ce să vândă? Olea, ce țară trăim. Bine. Mulțumim mult, cunoștințe. Dar nu ați spectatorilor care vă întrebau de motivele demisiei lui. Lui Dragnea? Ah, hai, da, ce faceți? De ce a plecat Dragnea Sfântul de Inter? 43. Deci da. Delincul ăsta a ajuns favorit al Ministerului de Interne și pe drumul de la Chiselef la Ministerul de Interne s-a oprit un pic la Palatul Cotroceni, unde sursele pe care le am în PSD și care sunt confirmate de viață au povestit următorul incident, și că domnul Dragnea a fost filmat de servicii, bănuiesc că doar nu de telespectatori, în timp ce era într-o postură mai puțin elegantă într-unul dintre barurile din Mamaia în cu ceva ani în urmă. Acolo domnul Dragnea era cu o domnișoară și domnul Traian Băsescu i-a adus aminte de episodul ăsta și l-a întrebat dacă sigur vrea să fie ministru de interne. Moment în care domnul Dragnea a zis, nu îmi doresc atât de mult și mă simt bine și la Consiliul Județean. Deci ce, era o casetă cu el, cu o domnișoară? Da, așa zic unii din PSD, că n-a ajuns ministru de interne, că a fost șantajat de Traian Băsescu. Cum a luat Videanu ambasada Americii? E vorba de construcția ambasadei cu firma Bogart sau alte lucrări. Pot spune mai multe. Bă, zice un alt testator. Banii din Teldrum sunt spălați în hoteluri din Brazilia ale lui Dragnea. Spitalul județean Alexandria e condus de o penelistă pusă de Dragnea, care duce mâncare prin fiscuci. Cătruna o cheamă. Este omul lui. Vedeți, PNL plus PSD lucrau mai de mult împreună. Nu trebuia să facă neapărat USL-ul. Să vedeți și la Tulcea, să vedeți și se învârte aici, spune Valeria din Tulcea, acolo e PDL-ul, nu la putere. Întrebați, da, de frauda... PDL-ul cu domnul Hogea primar și să nu uităm că Tulcea este în acest raport de monitorizare al Comisiei Europene, alături de Ilfov, Buzău și Telorman. Întrebați de frauda Check Bank din Telorman, pusă la punct de Dragnea, prin care bieții pensionari și-au pierdut banii munciți cu sudoare, dar au fost păcăliți de angajatele Check Bank. Întrebați în comuna Peretu și vă veți convinge cine este varanul Dragnea. Uite cum e poreclit. Păi și cum îl votează, domnule, oamenii? Au fost și banii votează, pensionarilor, da. Și tot îl votează. Poate mai mult dacă știu toate aceste lucruri, că văd că vin mesaje de acolo. Da. Deci dacă știu, de ce continuă să-l voteze? În Cara Severin avem și noi un baron local, Frunze Verde Sorina, distrus județul. Chiar nu face nimeni nimic, întreabă din Reși. Eu v-am spus că ar trebui OTV-ul să constituim un grup de un task force și să conduc de Zorin Ovidiu Bălan și să meargă peste tot, că altă variantă n-aveam. Când veniți și în media și primarul își bate joc de noi, spune aici. Fiscuci, Dragnea, Marian Nazat au fost colegi la Liceul Unirea. Cum? Fiscuci ăsta pe care nu-l cunoaște Dragnea. Cu Dragnea au fost colegi la Liceul Unirea și cu Marian Nazat. Marian procuror, Nazat, avocatul. Este din Bărăgan. S-ar putea să fie. Da, da, din Telorman. Pentru că, da, Nazat scrie tare de tot genul proză. Talent teribil, Nazat, fostul procuror și avocatul cu cotă foarte bună, și când eu l-am felicitat maniera în care scrie reportaj, mi-a spus, scriu cu asprimea condeiului de Bărăgan, cred că așa e. De Bărăgan, nu în Telorman. Bărăganul e Bărăgan, Bărăganul nu în Telorman. Telormanul ce e? Câmpia română, cum se spune. Burnazului. Îmi dau lacrimile de fiecare dată când l-aud pe Dragnea și pe alții ai lui cum își atacă asociații de la putere pentru binele bieților români. Da? Când mi-au zis pe ăștia de la PSD, criticându-i pe cei din PDL și invers, să vă gândiți că ei sunt asociații în diverse firme. Veniți, vă rog, și în Florești, Prahova, să vedeți ce face un primar PNL. Are nașă pe Grațiela Gavrilescu, are sași cu bani, are mii de firme.
Eu cunosc din Florești e cu fabrica cu de cauciucuri, nu? Dacă mai merge, da. A, interesant dacă mai ce merge. Fabrică de cauciucuri aveam eu în Caracal, dar nu mai aveam da, în Caracal. Da, domne, vreau să vă spun ceva. Și-a cumpărat o Gică Popescu și tot degeaba. Știți? Vreau să vă spun, în perioada când eram la revista Flacăra, perioada celebră a revistei Flacăra, când schimbam cauciucurile mașinilor redacției, veneam cu mașinile la Caracal. Da? Da, da. Era cea mai tare fabrică, era cea era mai modernă, tare. Era mai nouă, făcută de Ceaușescu de personal. Și ce s-a dus, dracu? S-a închis, da, Butuci. Acum câțiva ani a vrut să vină Pirelli la noi, la Tellerman, tot Măgurele și a plecat la Slatina. Probabil comisionul a fost mai mic la Slatina. Da. Mai avem un film extraordinar de difuzat, o să vedeți cel mai frumos dintre toate pregătite pentru seara asta, dar să vă mai citesc și alte mesaje, să nu se supere adresatorii care ne dau atâta informații. La pușcărie cu ei spune un domn Nicu, verificați pe șefii PNL Constanța, își trag eoliene pe pământul lor, pământ schimbat cu stat. Bine, acolo în Constanța a fost de pomină intervenția domnului Videanu, a scris cu mânuța lui pe un document să câștige licitația o firmă din Cehia. I-a scris celor care organizau licitația respectivă. Știți cât a fost paga la Cogealac, de Cogealac, da, 60 de milioane de euro. Maxim. Au investiție de 1 miliard și ceva de euro. Fideanu și cu încă doi lideri. Și a venit primarul, țineți minte, a venit primarul din Cogealac aici să spună despre asta și l-a arestat a doua zi. Da. Vă rog să faceți o anchetă și despre președintele Consiliului Județean, dar nu ne spune din ce județ. Până nu dispare acest șarlatan de președinte în țara asta, o să meargă totul pe dos. Domnule Deaconescu, hai domnilor să luptăm să dăm mafia asta. Am 58 de ani, dar nu s-a mai pomenit așa ceva. Nu trebuie să ne fie frică. Nu o să dispară această clasă politică, nu o să se schimbe nimic în România. Văd că nu știți de cele două firme de transport, Lil Trans și Transurbana din Roșiori, care sunt pe numele lui Pantelimon Cornel, un adventist care a pus monopolul în Roșiori pe transport. Are și pământul tot pe firma Lil. Să pați mai mult și o să vă îngroziți, tot înainte. Mulțumim. Știați de firma Lil? De Roșiori? Nu știați, vedeți? Aveți lipsuri. Primarul de la Plosca a primit cadou de la Nițulescu un CAP-ul. A dat cadou CAP-ul. Medicii, toți salariații din Spitalul Alexandria, apelăm la dumneavoastră să ne lase Dragnea pe managerea noastră, care este o femeie curajoasă și s-a pus împotriva lui pentru noi și el vrea să pună manager pe doctor Pitiș. Pitiș, soția, patronului de la Teldrum. Da. Aia e soția lui Fișcuci? Semnatarii acestui SMS, că înțeleg că sunt mai mulți. Cu cine au votat în 2008, în 2009? Da, bune, să nu dumneavoastră sau OTV-ul l-a pus pe Dragnea acolo. Dar fiți atenți, deci soția domnului de la Teldrum trebuie să fie și șefa spitalului, observați? Soția să este în Consiliul de Administrație. Da. Ați fost corect, spuneți și de firma Tehnologic. Toate comunele din jurul Bucureștiului le rupe în două, toată piatra cubică din granit scoasă din București și tocată. Cred că se referă la Tehnologica Radion. Da, probabil, da. Deci asta acționează, văd, în jurul... Dar Bucureștiul când îl facem? La Ciocoi, nu e și Bucureștiul? Deci nu lunea, acum, lunea viitoare, domnul Diaconescu. Și să le spunem telespectatorilor cât suntem. Suntem în 12, 13... Deci pe 18 ar trebui, ca să avem timp să ne documentăm, pentru că e o mafie acolo de tăi cu mâine de cap. Da, uitați-l pe ăsta, pe Iohannis. Sunteți sigur că o să funcționeze cablu? Dacă câștiga Joana legile, aveam pe Iohannis premier și uite, suntem 10 familii care avem peste 25 de copii, dar am fost evacuați din locuință și primăria din Sibiu nu ne ajută. Spune Martin din Sibiu. Păi cum îl votați pe domnul Iohannis? 95% cât a luat data trecută? Păi nu era înseamnă că dân și modelul 3, ideal de și Sibiu era cel mai primar și de cel mai frumos oraș al țării, cel mai vizitat. În spiritul german, da. Corect. Nițulescu a luat cu japca 2 hectare din izlazul comunei Plosca. Zice altcineva, deștepților, de ce faceți atâta politică despre ce au făcut Dragnea și alții? Nu ați dorit voi acest lucru când l-ați dat jos și împușcat pe Ceaușescu? Acum noi, generația tânără după 90, suferim pentru prostia dovedită de voi. Vinovați pentru ceea ce a devenit țara asta, sunteți voi. Vedeți? Cu jumătate de gură trebuie să-i dau dreptate telespectatorului nostru. Păi ce când l-am împușcat pe Ceaușescu, știam că vine Dragnea la tele. Că eu nu l-am împușcat pe Ceaușescu și fac parte din generația cu dânsul, dar nu cred că aia era soluția totuși. Dacă tot veniți la Tecuci, mâine faceți și o anchetă cu jaful pe care îl face primarul Tecuciului, PDL. A vândut terenul fostei unități militare și pune borduri. Pazvante. Nu-i Pazvante, nu-i Pazvante. A candidat domnul Pazvante, dar nu cred că a pierdut Pazvante la câteva voturi.
A vândut terenul fostei unități militare și pune borduri și pavele prin cimitir. Sunt cartiere care n-au apă potabilă. Trebuie să opriți acești infractori conduși de deputatul Mircea Toader, PDL. Domnul Toader. Și uite ce zice domnul Dumitrașcu. Acest jaf se comite cu sprijinul Partidului Verde. Aici e pasvant. Alt cineva spune, de ce nu-i faceți mițică reclamă și lui Popescu Adrian de la Giurgiu? Asta trebuie să-l știe domnul... Păi ce să-i fac, domnule, care 28 de ani n-a fost la nicio guvernare, n-a fost nici președintele Consiliului Județean, că dacă ar fi să... dacă a furat ceva să spune el, dacă telespectatorul, dacă știe că spun eu aici, dar dacă n-a fost nici primar, n-a fost nici președintele Consiliului Județean, n-a furat nimic, ce să spune despre el? Întrebați de ce domnul Isulescu a blocat proiectul silozului și farmaciei din Călinești. Știați pe asta? Nu știați. Senzațional, mi-a plăcut filmulețul. Bine a zis piratul, i-am ciruit. Se referea la Joana și Crin. I-a lăsat să se bucure ca proștii. Un fleac. În localitățile din Telorma, toți beneficiarii de ajutor social lucrează la primării, pe proprietățile lor și nici banii nu-i mai ia, că oprește la datorile de la magazinul lor și semnează statul de plată. Casiera respectivă. La Buzescu Teleorman, ăsta e la cuturile, primarul PNL, Trăistariu Valentin, WC-ul jalnic din curtea școlii a costat 3 miliarde de lei, parcul cu 10 băncuțe și 20 de copaci, 6 miliarde de lei. Are numeroase dosare penale și procurorii dorm pe banii noștri ai contribuabilor. Este protejatul deputatului Marin Almăjan și a lui Dragnea de la USL. Domnule Diaconescu, știți că în Teleorman avem și o comună care se numește Olteni cu primarul Emil Mărcușanu, celebru în 2008 pentru scorul cu care a reușit să câștige primăria. Știți cu cât a câștigat? 100%. Nu, cu 108%. Da, deci au furat ce-au atât de mult că au depășit până și... Da, știți, apropo de treaba asta, un tip de mare spirit caricaturistul Stănescu, care scotea și tricouri de Mihai Stănescu cu inscripții de-alea, avea un tricou pe care îl vindea și îl spunea 82% bumbac, 43% poliester. Și trecea de sută. Cred că de acolo s-au inspirat. Ar trebui să întrebați de ce Pirelli s-a dus la Slatina și n-a venit la Alexandria. Cred că am răspuns mai devreme. Comisionul a fost mai mic la... Da, eu vreau să pun o întrebare colegului de la Alexandria. Eu cândva am făcut niște reportaje scrise la Alexandria. Fabrica aia de rulmenți nu o luaseră japonezii? Ba da. Și mai Koyo, firma Koyo. Mai merge? Da. Vedeți dacă au luat japonezii? Bine că le-a dat. Trocul, să vorbiți despre Trocul când Iliescu a fost schimbat din fruntea PSD-ului cu Joană, tot Trocul a fost pus la cale de Dragnea, așa e? De Dragnea și de Ponta, da. E pe nebi, serios? Păi Dragnea cu Ponta l-a omorât pe Iliescu ca să iei puterea, după care l-a omorât și pe Joană ca să ajungă ei în vârf. Da. Păi, atunci o să revenim să vedem și filmul întâi de toate, că cer trăsătorii filmul bombă, să vedeți un super filmuleț, dar după un scurt moment publicitar și apoi ne întoarcem la celelalte informații din zona de sud a țării, ca apoi să trecem la celelalte zone în care dumneavoastră locuiți.